Cătălina, hai că încercăm să... Ne auzi? Da. Cătălina, mama ta a sunat la noi spunând că își dorește foarte mult să crească copilul, pentru că ea îi poate da un mediu armonios, un mediu securizat, multă iubire necondiționată. Și nu-și dorește nimic de la tine decât să-i dai acordul către, nu. Către autorități să-l placeze la mama ta. De ce nu ești de acord cu acest lucru? Pentru că ea a fost tot timpul contra. Nu aveam voie nici să ies cu copilul afară. De ce să nu ieși cu copilul afară? Pentru că spunea că... Mă scuzați, dar am emoții. Spunea că umblu cu copilul la bărbați, nici la în parc, nu aveam voie fără acordul ei. Și nu este adevărat? Nu este adevărat. Sunt martori care pot dovedi. Să dovedească. Ai declarații scrise la asistența socială. Stai un pic. Asistența socială, ca să te lămuresc, copilul va veni după ce eu o să-mi iau buletinul, va veni la mine. Pentru că tu mi-ai tăiat toate vizitele la copil. De ce? Ți le-am tăiat? Spune, de ce ți le-am tăiat? Păi de ce? De ce? Spune! Spune tu de ce? Hai, spuneți una dintre dumneavoastră. Dar în ce calitate, adică ea stăia vizitele? Și violentă. Ea a întrebat, o are la a doua amenzi de plătit la poliție, una de 200 și una de 500. Din ce cauză? Cauză. O amendă scrie lipsă marturi. Eu când am fost bătută și dat afară de către ea și tatăl... De ce minți? Eu am... Tut. Cine te-a bătut? Eu ți-am spus... Tata mi-a spart buza în seara aia când... Am fost dat afară, n-ai la ora 8, afară, mi-am luat copilul în brațe. Singura. Copilul meu a fost lovit și mi l-a smuls din brațe. Amândoi. Ia spune, domnul cu care ești tu acum, unde... Domnul cu care sunt eu nu este în pușcărie, este plecat în Anglia. De ce? Dacă nu ai dovezi asupra lui, te rog, nu le mai ai... Am văzut sora lui, intră pe Facebook-ul lui și a spus unui prieten că este arestat. Nu e adevărat. Doamna Burlacu, un pic, să ne înțelegem. Cum a ajuns? Mai aveți și alți copii în afară de Cătălina? Doamna Mirela, nu mai am niciun alt copil. Dacă singurul copil al dumneavoastră este Cătălina, dați-mi voi un pic și poate lucrul ăsta e bine de știut și de auzit și de către alte mame și de către alți părinți, care la un moment dat pierd controlul asupra copilului și după aceea tot pe ei se răzbună de lipsa de preocupare care poate n-a fost făcută la timpul ei. Eu nu știu ce a fost la dumneavoastră în familie, dar cum v-a scăpat Cătălina din mână dacă spuneți că din clasa a 5-a a început să aibă un comportament răzvrătit și ați avut probleme cu ea până la liceu, iar din ce știu eu de la colegii mei, deja ea a plecat cu niște bărbați pe la 18 ani în Cipru. A fost plecat în Cipru, da. În Cipru, bun. Cum s-a întâmplat? Ce legătură ați avut dumneavoastră ca mamă cu fetița dumneavoastră? Așa să vă spun. Deci ea are o problemă neuropsihică. Există o fișă la spital. Nu, vreau să intervin și eu. Dacă nu ai dovezi, precum există că sunt niște acte... Te rog, nu mai afirma. Nu ai nicio dovadă precum că eu sunt bolnavă cu capul. Dar doamna Burlacu, la Grigore Alexandrescu e spital de copii, nu este spital, spital de boli psihice. La policlinic. Într-adevăr, am avut niște probleme, dar a fost depresie din cauza ei. Doamna Burlacu, eu vreau să vă întreb ceva foarte onest așa. Vorbiți în... Cum să vă spun, vă certați cu fiica dumneavoastră ca și cum ar fi o vecină cu care, nu știu, aveți o dispută legată de hotarul de la gard. Aveți vreun sentiment pentru fata dumneavoastră? Păi eu mai am, dar ea nu mai are. Ea spune la toată lumea că sunt o simplă cunoștință care n-a făcut nimic toată viața pentru ea. Nu știu, mie îmi păreți, acum să mă scuzați, dar știți că noi copiii suntem rezultatul părinților noștri. 87% din copii suntem rezultatul cum am fost crescuți, cum am fost învățați de acasă.
Cam asta suntem, adică vă reprezintă 100% fata dumneavoastră. Doamnă, și criminal în serie dacă ar fi, mi-e rușine să vă spun eu asta la vârsta dumneavoastră, dar fiica dumneavoastră și criminal în serie dacă ar fi, trebuie să vă apărați cu demnitate, cu iubire, ca o leoaică. Mie mi se pare, din disperarea de a crește nepotul și dintr-o posesivitate pe care poate o aveți, și cred că o aveți ca părinte, v-o fi făcut și ea. Nu mă îndoiesc nicio secundă că a avut o adolescență și o tinerețe mai zbuciumate. Dar nu puteți să-i luați copilul, că știți în ce v-a spus acum, că probabil asistența socială de la sectorul 1, de, ziceți că stă în Crângaș, cu siguranță îl va da, pentru că fata merge la serviciu, are un comportament civic corect, are unde să-l crească, așa se face o anchetă socială, adică veți pierde, doamna Burlacu, vă spun sincer că am văzut multe cazuri de astea. Ea nu mai are loc de muncă, ea este în medical. Nu contează. Precum dovedește că ea va crește copilul. Copilul va fi înscris la grădinița din sectorul 1. Eu înțeleg așa, că și o mamă și o fiică își iubesc nepotul, respectiv copilul. Cum zice tata, dacă știam că o să-mi iubesc nepotul așa de mult, îl făceam mai întâi pe el. Este perfect justificat și foarte frumos. Dar iubiți-vă și voi între voi. Cereți-vă iertare, înțelegeți-vă pentru binele celui mic și pentru că nu vă aveți decât una pe alta, că înțeleg că este singurul copil pe care îl aveți. Tu smerită, domnișoară, și cu capul în pământ, chiar dacă mama greșește, iar mama puțin mai înțelegătoare. Dar Cătălina, tu-ți dorești acest copil? Adică poți să te ocupi de el? Foarte mult, cum m-am luptat până acum cu statul și am adus toate dovezile, precum am toate veniturile, pot să cresc un copil, am condiții, am buletin. Dar dacă nu ai un partener stabil, crezi că e pregătit copilul tău, care e băiat, e viitor bărbat, să vadă că el trebuie să spună tată mai multor bărbați? Nu l-am învățat niciodată să spună. Cum îi spuneai când ai venit de la Ștefănești și ai spus la... Nu l-am învățat niciodată să spună, pentru că nu sunt redusă mental să învăț un copil de 2 ani jumate, cât 3 ani, să învețe... Câte povești ai spus la copil? Hai, spune câte povești ai spus. Acum copilul știe povești, știe poezii de când stă numai cu mine. Îmi spune... Mi-ai luat dreptul să vin la copil. Mi-ai spus data trecută când am venit la copil cu tor și mașinuțe la copil. Ce mai vii la copil? Eu îți arunc tortul. Doamna Tudorița, știți ce vă rog? Poate că fiica dumneavoastră a trecut prin niște momente mai grele la adolescență. Fiecare adolescent trece prin niște momente de răzvrătire, de independență. Vrea să rupă ața, să rupă cordonul umbilical. Poate ați avut o fată mai răzvrătită. Poate că și dumneavoastră în familie, că înțeleg că sunteți și dumneavoastră divorțată. Nu e asta, vă spun eu care e. Nu știu care e, eu zic că poate. Stați un pic. Nu. Eu știu că și dumneavoastră ați divorțat de tatăl dumneavoastră, de soțul dumneavoastră, tatăl fetei. E adevărat? Da. Poate că fata în acea perioadă... Ați mai avut vreun soț de atunci? Nu. Nu. Poate că fata a avut în casă lucruri, a plecat pur și simplu. E ușor să o scap din mână, după aia e și mai greu să o aduci înapoi acasă. De ce n-ați încercat, dacă tot spuneți că a trecut prin niște depresii, să o ajutați? Că poate apariția acestui copil în viața ei are, și sunt convinsă că are, un efect reparator, tămăduitor. Copilul poate să refacă foarte multe lucruri din viața unei mame, și că împreună ei pot să lucreze la refacerea armoniei. Fata poate să-și revină în urma acestei depresii, să-și regăsească locul, echilibru. Dumneavoastră, ca mamă, de ce n-ați încercat să o ajutați mai degrabă decât să o îndepărtați? Am încercat, dar nu am putut. A fost 2 luni, în octombrie și în noiembrie, la psihiatru, la sanador, și tratamentul trebuia să îl dau eu în fiecare seară, pentru că ea nu era conștientă că trebuie să-și ia tratamentul. Și tocmai asta încerc să vă spun, din clasa 5... Nu, tratamentul, eu m-am dus doar de gura ei, că mi-a spus, dacă nu te duci la doctor, tu la mine în casă nu mai ai ce să cauți. Stai un pic, dar tu ce probleme?